astăzi este tema cea mai interesantă, pentru că multe fete mă tot întreabă cum de am reușit să slăbesc atât de repede și atât de bine. În primul rând am vrut în mod special să vă povestesc lucrul acesta pe canalul meu de YouTube, ca să puteți să analizați încă o dată dieta voastră, inclusiv cea mea, că poate dieta aceasta o să vă ajute și pe voi. În primul rând vreau să vă povestesc că nu pot să vă garantez că această dietă este strict pentru voi. Fiecare om are metabolismul lui, are organismul lui. În mod special am încercat toate tipurile de dietă. Știu să mănânc sănătos, nu am avut probleme cu chestia asta. Însă, la mine nu a mers nicio dietă. Nici cu mai multe mese pe zi, nici cu nutriționist, nici dietă disociată. Culmea că eu dieta disociată de 3-3-3 am ținut-o și am slăbit, a fost mai foarte bine. Însă, de data aceasta, nu mergea absolut deloc. În momentul în care am fost în pandemie, am încercat să țin o dietă care este de la nutriționist. Am ținut-o, nu că am încercat. Am slăbit 2 kg, după care am început să mă îngraș. Lucru care nu mi-a convenit, am fost foarte supărată, nu înțelegeam de ce, pentru că tot ce găteam eu pentru familie, eu nu mâncam, nu gustam nimic, mâncam strict dieta mea, supă de varză, de legume, totul fără sare, puneam piper doar ca să aibă un gust, fără ulei, fără absolut nimic, însă eu nu slăbeam. Probabil din cauza că această dietă îmi permitea să mănânc și la 7-8 seara o cină, adică aveam un interval de 4-5 ore între mese, 5 ore de fapt era între mese, și aveam și gustări. Însă, dieta, cina mea era în jur de ora 8. Organismul meu a fost obișnuit ca să mănânce mâncare puțin calorică. Și în condițiile acestea, cina, eu mereu mâncam la ore târzii, organismul era obișnuit cu ora aceea, probabil n-a fost niciun șoc pentru el. De aceea, el nu vroia să slăbească. Am citit, de fapt, despre intermittent fasting și am găsit că multe vedete, în mod special și J.Lo și BNC, au ținut această dietă în momentul în care doreau să slăbească foarte mult și foarte repede, dar și într-un mod sănătos. Prima dată mi s-a părut o prostie că mereu se spune că nu ai voie să te înfometezi ca să slăbești sănătos, da? Însă, citind mai multe lucruri, am realizat că, de fapt, în momentul în care ții o dietă de genul ăsta, se regenerează celulele, celulele primesc un șoc, însă celulele care de imunitate și care generează celule noi, acestea încep să genereze mai multe celule care vă ajută la culmea, la regenerarea celulelor, la elasticitatea pielei și toate cele, adică pielea voastră devine mai frumoasă, corpul vostru devine mai frumos, vă simțiți mai sănătos, culmea, și este demonstrat științific, că corpul vostru în momentul acestei diete devine mult mai sănătos și elaborează o imunitate mult mai bună decât în momentul în care ții o dietă cu 5 mese pe zi. Acum eu nu știu, poate să mă contrazică cineva, eu doar v-am spus ceea ce am citit și plus că am zis să încerc și, să o încerc și pe asta să văd dacă merge. În primul rând, masa mea, când am încetat să citesc acolo, am văzut că erau mai multe tipuri, adică era 24 din 24, 20 cu 4 și 18 cu 6. Adică 18 ore faci foame, 6 ore ai voie să mănânci. Adică aia era cea mai recomandată pentru o dietă echilibrată, pentru cine vrea să slăbească lent. Dar pentru mine nu era o dietă care m-ar fi ajutat, pentru că eu deja mâncam puțin și consideram că dacă întind mâncarea mea puțin pe o perioadă atât de lungă, nu cred că voi avea rezultate. Totodată am zis să-i dau șoc cu organismului meu, să nu-i mai permit să mănânce cina. De aceea eu puteam să aleg să am o masă doar la prânz, însă eu am vrut de data aceasta să fac ceva șoc dramatic. Și să am încercat prima dată să mănânc doar, să fac foame, adică doar pe smoothie sau pe apă. Nu a mers, pentru că nu am putut să fac față foamei. Și atunci am ales să mănânc, am ales dieta de 20 cu 4, adică aveam 4 ore de masă, dar 4 ore de masă ale mele însemnau micul dejun. Ce însemna la mine o dietă, primul rând, de 7 zile, primele 7 zile, vă le explic, a fost aceeași masă. Dar în afară de aceasta, am început să citesc foarte mult despre diferite suplimente, prafuri, credeți-mă, am cumpărat foarte multe prafuri pe care încă nu le-am folosit,
care erau destul de bune, adică praf de cale, spirularină, toate cele, însă eu nu am luat încă niciun câine, am citit că este bun pentru, adică mai multe chestii ca și suplimente pentru organism ca să fie bune, însă nu le-am luat, dar am luat suplimente pe care mi-au recomandat mie prietene care deja au ținut diete și au slăbit foarte mult. În primul rând, eu știam din experiență proprie că în momentul în care am slăbit circa 10 kg acum câțiva ani, mi-a început să-mi cade foarte mult părul. Și având o problemă și că pe bază de stres mi-a căzut foarte mult părul, având o problemă cu părul, i-am spus că trebuie neapărat să fac ceva, să iau niște vitamine, în mod special pentru păr, ca să nu am probleme cu genul ăsta. De aceea, primul lucru pe care eu mi l-am cumpărat a fost suplimentele pentru păr, care se numește Beauty 3. Acesta conține colagen, keratină și elastin. Adică este foarte bun, este cu biotină, deși eu am și separat cumpărată biotină, este cu biotină și acid hialuronic, este, conține circa 90 de capsule, nu este ieftin, vă spun, însă la recomandări totuși am zis că țin prea mult la perișorul meu, așa că am luat aceste vitamine care sunt strict pentru păr, unghii și piele. Aceasta a fost prima capsulă, da, pe care o aveam. În afară de aceasta, mi s-a spus să iau de la Herbalife tablete cu fibre care mă ajută să rezist la foame. Aceste pastile sunt tablete cu fibre și plante aromatice. Nu știu sigur dacă acestea m-au ajutat pe mine să fac foamea, adică să nu simt că mi-e foame sau într-adevăr m-au ajutat sau nu, nu pot să garantez, dar eu le-am luat. Și acestea au fost, practic, aceste pastile luam de 3 ori pe zi. Acestea le luam, mic dejun și prânz. Orice femeie, indiferent că este la dietă sau nu, să rețineți un lucru, este deja, dacă a depășit deja de vârstă de 30 de ani, ești deja obligată să folosești sau să iei suplimente cu multivitamine. De ce organismul nostru necesită? Pentru că noi în alimente nu avem atât de multe vitamine și ca să putem să menținem un echilibru sănătos al organismului nostru, trebuie neapărat să aveți multe vitamine. De aceea, dacă tot am luat de la Herbalife fibrele, am zis să încerc complexe vitamine și minerale pentru femei. Puteți să luați de la orice, pe aia am găsit la MyProtein sau multe altele, chiar există și la GNC, sunt foarte bune, acolo multivitamine foarte bune, știi, credeți-mă, așa că puteți să luați de unde vreți voi, important să luați multivitamine. Aceasta se ia doar o singură dată pe zi, dimineața și atât, nu e nevoie, are o pastilă, are complexul necesar pe care trebuie să-l aveți. Suferind foarte mult, să știți, cu părul, da? Am luat separat biotină pură. Această biotină, care conține vitamina, vitamina B7, în mod toate B-urile, da? Este foarte bun, în mod special, în cazul în care suferi de căderea părului. De aceea, eu biotina am luat-o, obligatoriu, o pastilă pe zi. Acidul folic. La ce ne ajută pe noi acidul folic? Acidul folic, pe lângă faptul că este recomandat în general persoanelor care sunt însărcinate, acesta ajută foarte mult la generarea celulelor, practic, hormonilor feminin. De aceea, odată ce e acid folic, nu vei avea stare de anxietate, vei avea hormonul fericirii, să zicem, dezvoltat. De aceea, eu am considerat că am nevoie de acid folic, am citit foarte multe chestii despre acest, practic, această pastiluță și am cumpărat-o de la farmacia de aici. În momentul în care am început tot felul de diete, eu am făcut un set de analize și în urma setului de analize mi s-a constatat că eu am vitamina D, lipsă în organism, de la cantitatea optimă de 20, eu am de 6. În condițiile acestea, practic, doctorul mi-a recomandat să iau vitamina D și eu am luat vitamina D, o singură pastiluță pe zi.
orice femeie are nevoie de acizi grași, pentru că acizi grași noi nu putem să consumăm atât de mult, mai ales când menții o dietă. Și în condițiile în care tu ai o dietă, tu ești obligată să iei ca și femeie, nu contează, chiar dacă nu ții dietă. Acizii omega 3, 6 și 9 sunt foarte benefici pentru o femeie, de aceea eu vă recomand să nu uitați multivitamine cu acizii omega 3, 6 și 9, luați. Este foarte bun pentru tot. Piele, țesut, absolut orice. De aceea, eu am citit și multe review-uri, practic am realizat că fără acizi grași, o femeie nu poate să aibă același corp, aceeași stare, tot, absolut. În afară de aceasta, o singură pasteluță pe zi, nu e mult. Acestea erau suplimentele pe care eu le luam zilnic, dar cum decurgeau, de exemplu, primele 7 zile ale dietei mele. Trezeam dimineața, pentru că eu am ales intermittent fasting, 20:4, 4 ore la mine însemna micul dejun, atât. Ce făceam eu? După ce mă trezeam dimineața, primul lucru pe care trebuia să-l fac, eu îmi luam o cană cu apă caldă, storceam jumătate de lămâie și o beam pe stomacul gol. După circa 10 minute, eu îmi beam toate pasteluțele mele care erau puse deja după ordine. Adică eu, acidul folic, biotina multivitaminele și tratamentul pentru păr, îl beam dimineața, da? Însă vitamina D și omega 3 și 6, inclusiv beam și fibrele la prânz. După care seara aveam doar fibrele, de multe ori nu le beam, pur și simplu uitam de ele sau altceva. În orice caz, dimineața și prânz erau aceste pastile pe care le beam de fiecare dată. Pe lângă toate astea, aceste pastiluțe, pentru că erau multe și nu puteam să le beau, pentru că mi se păreau mari și mi era foarte greu să le înghit, eu le încercam să le înghit, odată mă forțam să beau și multă apă, cu circa jumătate de litru de apă, adică circa 400-500 ml de apă, eu îmi beam toate pastilele mele. Automat, de dimineață, se făcea în total deja 700 de mililitri de apă, în condițiile în care eu apă nu prea aveam deloc, era pentru mine deja un record. Următorul lucru, peste jumătate de oră, după ce îmi băusem apa, 10 minute pastilele, jumătate de oră, nu 20 minute, de multe ori nu rezistam jumătate de oră, eu îmi făceam micul meu dejun. Micul meu dejun conținea 2 fierteni, îmi luam de la Kaufland măsline negre mari, deși, rețineți, nu este voie, măslinele conțin sare și lucrul ăsta încetinește, de fapt, slăbitul. Micul meu dejun nu a conținut sare deloc. Vreau să rețineți că eu deja am 20 ceva de zile, 25, 24, nu mai țin minte, în care eu nu am folosit sare deloc. De aceea, vreau să rețineți, deși eu eram consumatoare de sare super gravă, înrăită, pentru a nu reține apa, eu am încercat să elimin sarea, dar pentru mine a fost greu, de aceea primele 7 zile la micul meu dejun era inclus 6-7 măslinuțe mari cu sâmbure, după care și fără sâmbure luam, dar acestea dădeau probabil psihic mai mult starea aia că totuși am mâncat ceva sărat. Ouăle erau fierte semi, adică nu erau foarte tari, aveam un castravete. Dacă erau roșii cherry, erau 5 roșioare cherry, dacă era o roșie întreagă, roșii din alea normale, era o roșioară. Și mai plăcea să mănânc ridichi, luam 2-3 din astea de ridichiare, le tăiam toate feliuțe și mi-am așezat dita mai platou și aia era toată masa mea. După ce termina masa, cafeluța la micul dejun nu o beam, încercam să las de la trezit până la ultima oră, practic după mic dejun cam circa o oră jumate, eu îmi luam cafeluța mea și puteam să stau cu ea și să o beau. Dacă mi-era foarte foame, puteam să-mi tai o feliuță de caș ca să rezist, ca să beau, mănânc, mușc două gurițe de caș și beau două gurițe de cafea și întindeam acea cafea mare, care o luam de la Starbucks sau de la Five to Go și o întindeam pe toată ziua. Pe lângă toate acestea, rețineți, cafeaua, eu mi-o permiteam cu lapte, dar laptele era de migdale, de cocos sau cocos amestecat cu migdale, era singurul pe care puteam să-l beau eu. Personal, pentru mine altul nu mergea. De soia eu nu suport, dar să știți că puteți să faceți și cu soia, e pură alegerea voastră, fără sapă.
și 2 litri de apă în decursul întregii zile. Practic asta a fost tot regimul meu pe care eu l-am ținut 7 zile, eu am stat cu același meniu, nu am schimbat deloc, însă la un moment dat deja nu mai rezistam să stau pe această dietă. De aceea am încercat, eu sunt carnivoră și eu nu pot să mănânc, nu pot stau fără carne, de aceea următorul lucru care l-am făcut eu, mi-am luat piept de pui, mi l-am băgat de cu seară la cuptor, mi-am pus sare, piper, puțină sare, puțină, nu puteam fără sare deloc, sincer, mult piper ca să se simtă ceva gust, după care am stropit doar cu fâscâți din ăla de ulei, nu am turnat cu ulei, dar am stropit doar și am pus puțină apă ca să fiarbă așa în chestia aia. Să știți că nu a avut mult, n-a avut un gust nici scârbos, dar a fost ok. Dimineața, practic, eu mi-am tăiat dintr-un piept de pui câteva feliuțe și aceste feliuțe eu le-am înlocuit cu ouăle. Și am mâncat, practic, roșii castraveți ridic și cu 3-4 feliuțe de piept de pui. Și asta a fost micul meu dejun. Am mai înlocuit micul meu dejun cu somon fume și cu pâine vasa și cremă de brânză. Am pus cremă de brânză, este mus de brânză, da, mi-am pus pe feliuțe, 2 feliuțe de vasa, maxim 3, mi-am pus cremă de brânză, așa, dinișor să fie, și mi-am pus câteva feliuțe de somon. Asta era toată masa mea, după aia nu mai mâncam absolut nimica. Puteam să îmi permit, dacă nu mă săturam, un iaurt sau niște fructe, fructele mele fiind afine, căpșuni. Am mâncat și cireșe. Am citit că cireșele sunt ok, dar eu când am început să mănânc cireșe am văzut că aveau foarte mult zahăr, erau foarte dulci. Eu nemâncând zahăr, pentru mine cireșele erau extrem de dulci și în condițiile acestea am renunțat să mai mănânc cireșe. Am zis că totuși să nu exagerez ca să nu dau în bară cu dieta. De aceea nu am mâncat cireșe, am mâncat doar afine și căpșuni. Erau zile în care nu suportam nici chestia aceasta, în condițiile acestea. Eu încercam ouăle dacă nu le mai suportam, le înlocuiam cu o bucată mare de capș, mare, vorba bine mare, nu maxim 100 de grame, dar nu era 100, și ridic, iarăși roșii, castraveții eu nu prea mănânc, deja mi se luase de castraveți și îmi tăiam așa. Ajungeam la un moment dat încât nici acea ridic eu nu mai încăpea toată, pentru că eram sătulă să mănânc același lucru în aceeași perioadă. Când am văzut că deja nu mai rezist, am zis să mut, să schimb altceva dimineața să mănânc. Dimineața ce mai iau este un iaurt, se vinde așa în borcane de sticlă. Asta mica mea le cumpără mereu, îi place. El este mai degresat decât cel grecesc. Puteți să luați grecesc cu un procent mic de grăsime. Și în acest iaurt, practic, îmi tăiam un sfert sau cel mult jumătate banană feliuță, îmi puneam iaurtul într-o farfurie, îmi tăiam jumătate de banană maxim sau un sfert de banană feliuțe, vreo 3-4 căpșuni, un pumn așa de afine și puteați să vă puneți niște semințe de chia, e nasol că se opresc între dinți, știți, nasol. Și în afară de asta îmi puneam nuci peca, mie îmi plac foarte mult, mie mi le trimite prietena mea din Londra, practic îmi trimite atâta punga de 2 kg și eu la ea am învățat să mănânc acest iaurt cu aceste fructe. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea și să știți că sunt foarte bune și foarte sănătoase. Și acest mic dejun mă face pe mine să rezist toată ziua fără nicio problemă. De exemplu, astăzi eu am mâncat exact lucrul ăsta. Mi-am pus iaurt cu căpșuni, 3 căpșuni. Chiar 3-2 jumate, pentru că erau destul de mari, mi-am pus un pumn de afine, un pumn sunt ce, 8 nuci și banane. Și automat pe mine lucrul ăsta deja m-a ținut toată ziua fără ca să am nicio problemă. Pentru că eu am ales micul dejun, la mic dejun nu prea ai cum să te desfășori. De aceea la mic dejun eu mai puteam să-mi iau fulgi de ovăz pe care îi făceam cu lapte de cocos sau cu lapte de migdale, le băgam la microunde, ele se umflau și puteam să pun niște banane, niște fructe și să le mănânc așa. N-am mâncat odată, pentru că nu poți să-i pui. Poți să-i pui o lingură de miere, dar eu n-am vrut să insist cu dulce. N-are niciun gust. Mie îmi place cu unt, cu miere, cu de-alea, să simt eu că e. Și dacă n-are unt acel terci, cum îi spunem noi,
E nasol la gust, așa că eu am renunțat să mănânc acei fugi de ovăz, deși aia sunt foarte sănătoși și vă mențin, toată ziua puteți să rezistați cu ei. Altă chestie care trebuie să rețineți, eu vă recomand, dacă nu rezistați cu micul dejun, pentru că este destul de dramatic, puteți să încercați totuși drastic, ar spune dramatic, drastic, puteți să încercați cu micul, cu prânzul. Ora de prânz, adică voi puteți de la ora 12 până la ora 4 să faceți atât o gustare, cât și o masă de prânz. Sau să faceți gen o masă de prânz la ora 12, iar la ora 3:30, nu mai târziu de 3:30, puteți să mâncați gen cina sau masa mai complexă. În condițiile astea, eu vă recomand că la ora 12, adică eu când o să începe să stau pe menținere, acest lucru o să fac eu. Adică eu îmi voi alege oricum, nu voi alege ora 12, dar voi alege totuși ora 11 și la ora 3 să mănânc 2:30 prânzul. Adică la ora 11 voi puteți să mâncați un iaurt, puteți să vă fierbeți un ou, nu masa întreagă, un iaurt cu niște fructe, un ou cu niște roșii, castraveți, chiar cu 2-3 măsline. Iar la prânz puteți să mâncați, nu este recomandat să știți, pieptul de pui în condițiile în care sunteți foarte grași. Deși eu consider că au foarte mulți hormoni, decât să stați pe piept de pui sau pe mult pui, cum se recomandă în general de nutriționiști, că pieptul de pui e cel mai ușor de gătit sau nu știu ce, mai bine mâncați pește. Aveți la dispoziție să mâncați orice pește, de la somon, cod, păstră, băgați-l la cuptor, mai ales se gătește foarte repede, adică în 20, maxim 30 de minute peștele vostru este gătit. Creveți, aveți voie să faceți creveți. De exemplu, Anastasia mea stă și ea la dieta, adică de menținere, ea gătește sparanghel pe tigaia de grătar, și cu creveții care, culmea, poți chiar să-i încingi în puțin unt cu usturoi. Adică îi și încingi, îi pui puțin piper, sare nu e nevoie, crevetele are deja gustul un pic sărat. De aceea, sparanghel cu creveți, dacă îi mâncați, este foarte, foarte sănătos, dar depinde dacă vă place. Nu, vă puneți pește la cuptor. Cu legume la grătar, puteți să vă faceți o mâncărică de legume, acum vine vara și acest lucru puteți să faceți la fel. Orice legumă se recomandă. Important să rețineți foarte puțină sare și cât mai puțin ulei. Și cam asta ar fi ce vă recomand să mâncați. În afară de aceasta, rețineți. Dacă vreți să slăbiți, încercați să mâncați legume verzi. Legumele verzi slăbesc mai mult, adică fasole verde, broccoli, conopidă, aceste lucruri, dovlecei, toate acestea. Dacă le mâncați, slăbiți din ce în ce mai mult. Nu încercați să exagerați cu făinoase, adică gen făinoase, doar spune amidon, cartofi, rupe, orez, adică acestea încetinesc dieta voastră. Încercați să vă abțineți de la paste, pizza. De exemplu, există paste, eu când am chef de paste, să știți că mănânc, există paste pe bază de cereale, sunt paste făcute din broccoli, sunt paste făcute foarte multe în zona unde găsiți de dietă produse, veți găsi foarte multe paste, dar nu din făină făcute. De aceea puteți să-l luați, să știți că sunt foarte bune la gust, puteți să faceți un sos, chiar și sosul care l-am făcut eu cu creveți, da? Am făcut sos alb, sosul meu alb a fost făcut din lapte de migdale sau lapte din ovăz. Și atunci să știți că i-am pus puțin ardei picant și i-am făcut cu dovlecei. Și a ieșit o pastă cremoasă în care am pus creveții și am putut să-i mâncăm fără ca să mai punem și au fost delicioși, inclusiv cu pastele pe care noi le-am făcut din frișcă. Să știți că există multe tipuri de paste pe care puteți să-l luați și sunt puțin calorice, dar sunt destul de sănătoase, mult mai sănătoase și care vă ajută la dietă. Așa că puteți să încercați să gătiți multe lucruri. La mine cu micul dejun e mai nasol, pentru că momentan eu, când sunt în faza de slăbit, pentru că e doar micul dejun, eu nu pot să mănânc multe chestii. Dacă veți avea nevoie de aceste suplimente, în mai jos vor fi linkurile atașate ca să vedeți de unde am procurat eu fiecare produs în parte, site-urile de unde le-am procurat ca să puteți să le achiziționați și voi. Ce pot să vă spun? Vine vara, e o perioadă frumoasă, vă urez să slăbiți cât mai repede și cât mai ușor și nu uitați,
Fiecare din voi poate să-și aleagă o dietă singur, să-și personalizeze. Important să respectați ore pe care voi le țineți și să respectați produsele care sunt interzise. Dacă este interzis să nu bei alcool, credeți-mă, eu sunt fană Prosecco. Nu am băut Prosecco, deja am 2 luni de când salivez, nu 2 luni, jumate, cam așa. De când nu m-am atins, decât doar mă uit la el și atât. Inclusiv eu nu pot să-mi permit ca să-mi stric toată dieta mea doar de dragul că am eu niște obiceiuri. În momentul în care voi slăbi, vreau să rețineți că acest lucru nu înseamnă că eu voi începe să mănânc ca o nebună în continuu. În momentul în care eu voi slăbi și voi ajunge la kilogramele dorite, dieta mea va fi în continuare perfect echilibrată și cu salate și cu somon și cu creveți și exclus făinoase, dulciuri și toate cele. Dulciuri dacă doriți. Încercați să vă faceți singure deserturi diferite care sunt foarte puțin calorice, dar și sunt sănătoase. Și eu, sinceră să fiu, dacă în creier te-ai obișnuit ca să spui că desertul cel mai bun pentru tine sunt fructele cu iaurt, credeți-mă, în momentul în care vei dori un desert, îți vei face niște fructe cu iaurt și ți se va părea delicios. Vă urez spor la slăbit, vă iubesc maxim și abia aștept să văd rezultatele voastre.